o nouă lecție de matematică. Pregătiți-vă să luați notițe și dacă aveți rănămuriri, ne puteți găsi la sediul Universității Maritime din Constanța. Vă urăm mult succes! Bine v-am regăsit la o altă lecție de pregătire la matematică. De data asta ne ocupăm de limite de funcții. Ca de obicei, vă propunem trei exerciții sugestive din acest capitol și să începem cu primul. Se cere să se calculeze limită când x tinde la minus infinit din radical de 4x pătrat plus x plus 2 supra 1 minus x. Este o limită care conduce la o nedeterminare de forma infinit pe infinit. În esență, nu este un exercițiu greu, dar are o mică capcană, și anume, atunci când scoateți de sub radical la numărător, mulți fac eroarea de a scoate x și nu minus x, adică nu ținem seama de faptul că x-ul tinde către minus infinit. Haideți să detaliem. Deci facem așa după cum cei mai mulți probabil că sunt obișnuiți să lucreze. Deci forțăm x pătrat factor comun, 4 plus 1 pe x plus 2 pe x pătrat, totul supra 1 minus x. Și acum, când scoatem de sub radical, de suntem la minus infinit, radicalul va ieși cu minus x în loc de x, așa cum sunteți obișnuit, către infinit, deci limită când x tinde la minus infinit, din minus x, de înmulțit cu radical de 4 plus 1 pe x pătrat plus 2 pe x pătrat, totul supra, să dăm și aici factor comun forțat pe x, pe lângă minus 1 plus 1 pe x, atunci simplificăm x cu x și deci va rămâne limita radical din 4, adică 2. Răspunsul corect este varianta D și dacă vă uitați printre variantele de răspuns, există din nefericire și răspunsul minus 2, dar care este greșit și e urmare a erorii pe care tocmai am comentat-o. Următorul exercițiu cere să se calculeze limită când x tinde la infinit din x pătrat plus x plus 1 supra x pătrat minus x plus 1, totul la puterea radical din x pătrat plus 1. Este un exercițiu clasic, o limită fundamentală de tip 1 la infinit, așa după cum se poate constata cu ușurință. Și atunci o să pregătim limita fundamentală, limită când x tinde la infinit din 1 plus 1 pe x, totul la x, egal cu e, prin adunarea și scăderea lui 1. Deci dacă spunem, notăm limita noastră cu L, atunci L este egal limită când x tinde la infinit 1 plus x pătrat plus x plus 1, totul supra x pătrat minus x plus 1 minus 1, la puterea radical de x pătrat plus 1. Facem calculul marcat, aducând la același numitor și reducând termenii asemenea, și deci obținem
limită x tinde la infinit din 1 plus 2x supra x pătrat minus x plus 1 la puterea x pătrat minus x plus 1 supra 2x. Deci am pregătit limita lui Euler și acum totul la puterea 2x supra x pătrat minus x plus 1 de înmulțit cu ce aveam puterea originală, radical de x pătrat plus 1. Deci, egal așadar, aici este limita lui Euler, adică e la puterea limită când x tinde la infinit din 2x radical de x pătrat plus 1 supra x pătrat minus x plus 1. O limită de tipul infinit pe infinit, foarte simplă, putem să dăm răspunsul dintr-o dată sau dacă nu, scoatem factor comun forțat, x pătrat și la numărător și la numitor, și cum observăm că avem grade egale, atunci limita va fi câtul coeficienților termenilor în x pătrat, deci e la puterea 2 supra 1, adică e pătrat. Varianta corectă de răspuns este A. Ultimul exercițiu pe care vi-l propunem în această ședință cere să se calculeze o altă limită . Deci exercițiul 3 este limită când x tinde către infinit din logaritm natural x pătrat plus x plus 1 supra logaritm natural x la a 8-a minus x plus 5. Deci este o nedeterminare de forma infinit plus infinit, dacă ținem seama de faptul că logaritmul tinde către infinit atunci când x-ul tinde și el către infinit, și putem propune pentru rezolvarea acestui exercițiu două soluții, una mai accesibilă și care face apel la regula lui L'Hôpital, pe care o și recomandăm aici, directă aplicarea regulii lui L'Hôpital în cazul infinit pe infinit, și haideți să o și aplicăm, adică limita raportului F supra G egal cu limita raportului dintre F derivat și G derivat, noi fiind în condițiile de aplicare a teoremei lui L'Hôpital. Așadar, limita noastră devine limită când x tinde la infinit, deci derivăm logaritmul de la numărător și apoi logaritmul de la numitor după regula de derivare binecunoscută, și anume ln de, o să scriem aici, ln de u derivat este u derivat supra u. Așadar, o să obținem 2x supra x pătrat plus x plus 1 supra 8x la a 7-a minus 1 supra x la a 8-a minus x plus 5. Facem calculele și atunci vom obține o limită tot la infinit, o limită de tip rațional, și anume avem 2x supra x pătrat plus x plus 1. Răsturnăm acolo de înmulțit la numărător x la a 8-a minus x plus 5 și la numitor o să punem 8x la a 7-a minus 1.
Nu cred că mai este nevoie să desfacem parantezele aici, pentru că constatăm iarăși faptul că numărătorul și numitorul sunt de grade egale, deci apare x la a noua și atunci, după cum știm cu toții, limita va fi dată din nou de câtul coeficienților, în cazul ăsta lui x la a noua, adică va fi 2 pe 8, adică 1 pe 4, varianta corectă de răspuns fiind punctul B. Menționam noi că se poate da și o altă rezolvare a acestui exercițiu în care să nu aplicăm regula lui L'Hôpital. Și în acest caz, cum s-ar putea determina această limită? Tot prin tehnica factorului comun forțat, adică o să forțăm ca și factor comun sus x pătrat, iar jos x la 8-a, și apoi o să folosim proprietățile logaritmului, deci încercăm să schițăm și această soluție, poate nu în totalitatea ei, deci vom avea așadar ln din x pătrat pe lângă 1 plus 1 pe x plus 1 pe x pătrat supra ln de x la 8-a pe lângă 1 minus 1 pe x la 7-a plus 5 supra x la 8-a. Acum, proprietatea logaritmului ln de a ori b e ln de a ori ln de b și apoi, ținând seama de faptul că x tinde către infinit, ln de x pătrat și ln de x la 8-a vor scrie sub forma 2 ln de x și respectiv 8 ln de x. Deci limita noastră va deveni, limita x tinde la infinit, 2 ln de x plus ln de 1 plus 1 pe x plus 1 pe x pătrat, totul supra 8 logaritm natural din x plus ln de 1 minus 1 pe x la 7-a plus 5 pe x la 8-a. Să închidem paranteza. Și acum, un ultim pas, dăm factor comun și la numărător și la numitor pe ln de x și atunci limita va fi din nou 2 supra 8, adică 1 pe 4, deoarece ultimii doi termeni, atât la numărător cât și la numitor, vor tinde către 0, fiind de forma ln de 1 supra ln de infinit, ori la infinit logaritmul tinde către infinit. Deci, evident, n-avea cum să fie altfel același răspuns, deci varianta corectă este punctul B. Vă mulțumim și vă așteptăm la alte ședințe de pregătire.